Și aș vrea să fac un inventar de acum 2 ani, în anul 2017, Universitatea din Craiova, cea mai mare, una dintre cele mai mari instituții de învățământ superior din România, o universitate recunoscută la nivel național și internațional, a sărbătorit 70 de ani de existență dintr-o serie de evenimente care s-au derulat pe parcursul întregului anul 2017. Iată că astăzi, o altă emblemă a orașului nostru, și anume echipa Universitatea Craiova, sărbătorește 70 de ani de existență și demarează acest proiect prin lansarea unei monografii aici, la Universitatea din Craiova, în aula Mihai I. Eu sunt bucuros că ne aflăm împreună astăzi aici. Vreau să vă spun că instituția pe care o conduc este o instituție deschisă către colaborare cu agenții economici, cu mediul socioeconomic. Avem peste 250 de parteneriate semnate în acest moment cu diverse instituții de la nivel local, național, instituții de cultură, instituții sportive, instituții economice. Suntem o universitate deschisă și încercăm să facem tot ce este mai bine pentru studenții noștri, pentru că aceste parteneriate se adresează în primul rând studenților universității din Craiova. Sunt bucuros de asemenea că am văzut în sală mai multe generații care au adus faima acestei echipe. Cu permisiunea dumneavoastră, nu o să nominalizez pe nimeni, pentru că cu siguranță o să pierd pe cineva și în alte în regulă, dar am văzut mai multe generații. Aceasta arată unitatea acestei echipe, unitatea acestui oraș, lucru care zic eu că nu poate să fie decât benefic pentru ceea ce se va întâmpla de acum înainte. Vreau să fiu scurt, mai vreau să plictisesc pe nimeni. Urez succes, în primul rând, manifestărilor care se vor desfășura astăzi. Felicit autorii acestei monografii, a fost o muncă laborioasă, știu despre ce este vorba. Să cauți atâta documente nu este un simplu. Urez succes clubului, echipei de fotbal care se prezentă astăzi în sală și la finalul lor rugăminte, poate ne mai aduceți un titlu și anul acesta. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Am să vă dau câteva informații despre Clubul Sportiv Mâncea Craiova, în primul rând pentru cei mai tineri din această sală. Clubul este înființat în 1948 și aparține de Ministerul Educației. Se află în directa subordonare a Departamentului General de Învățământ Superior din cadrul Ministerului de care l-am anunțat înainte, cu buget alocat de către Ministerul Educației. În cadrul clubului își desfășoară activitatea 15 secții. Ultima revenită în cadrul clubului sportiv Mâncea Craiova este secția de fotbal. Pe 29 septembrie 2012, prin ordine de ministru, a fost reînființată secția de fotbal în cadrul clubului sportiv Mâncea Craiova. Au fost foarte multe discuții pe această temă a echipei de fotbal. Am cerut reînființarea secției în cadrul clubului Universitatea Craiova, unde și-a desfășurat activitatea până în 1991 și echipa de fotbal și secția de fotbal, din dorința de a avea craiovei și craiovenilor o echipă de fotbal care să identifice clubul sportiv Mâncea Craiova. Nu dezvolt mai mult acest subiect. Acum, cartea pe care domnul profesor Otobescu a scris-o este extrem de importantă pentru istoria acestei echipe. Ea dă, din punctul meu de vedere, informații extrem de utile celor care iubesc fenomenul fotbal. Putem spune că nimic nu este perfect. Totul este perfectibil. În urma discuțiilor cu domnul profesor, am înțeles că are intenție să revină la această carte cu anumite informații ce au fost scăpate în cursul elaborării acestei prime monografii. Este extrem de important să fac acest lucru pentru a da tuturor celor care au participat la istoria fotbalistică a acestei echipe satisfacția necesară și morală pe care
merită fiecare dintre cei care au participat la performanțele acestei trupe. Această carte a fost scrisă cu informații extrem de utile pe care domnul profesor le-a avut de la prezentatul profesor Ion Constantinescu. Un om care a muncit ani de zile pentru a scrie o monografie și pe care noi am pus-o la dispoziție domnului profesor pentru a fi cât mai complet ceea ce înseamnă o monografie. Închei până prin a vă mulțumi că sunteți aici și hai să vă mulțumim. Să reprezint Federația Română de Fotbal la un eveniment atât de important pentru fotbalul românesc, unde un club, sau mai bine spus, mai mult decât un club, atinge o bornă remarcabilă în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea fotbalului românesc. Mai mult decât un club, pentru că universitatea reprezintă o poveste ce trece dincolo de epoci și de nume. Este o stare de spirit în care copiii au crescut, învățând și prețuind valorile fotbalului adevărat. E suficient să ne gândim doar câți jucători emblematici ai Craiovei au îmbrăcat tricoul reprezentativelor naționale ale României pentru a putea cântări, fie și sumar, cu inima de mitrovis, această stare de spirit a fotbalului pasiune pe care Oltenia și Craiova în special au oferit-o. În numele Federației Române de Fotbal, a domnului președinte Răzvan Burlanu, urau celor care conduc destinele clubului de azi, manager, staff tehnic, staff medical, jucători, toți cei care contribuie la performanțele pe care, de-a lungul timpului, clubul Universitatea Craiova le-a obținut, recunoștință pentru ceea ce au făcut pentru dezvoltarea fotbalului atât la nivel craiovan, cât și la nivel național. Fiți siguri că acest spirit și de aceste valori are nevoie fotbalul românesc de azi și de mâine. Felicitări tuturor celor care au contribuit la scrierea acestei istorii. Vă mulțumesc! Mic cadou care să amintească de acest eveniment. Mă bucur de prezența prietenului Radu Bărescu pentru Federația de Fotbal, în numele Universității din Craiova și în numele clubului Universitatea, o pachetă omagiată. Și să vă rog să rămâneți la următoarea. M-am confirmat. E greu de vorbit. Spuneam că e greu de vorbit, dar în același timp este o mare onoare și un privilegiu ca să fii contemporan și să trăiești în bună parte istoria de 70 de ani a celui mai iubit club din provincie, a celui mai mare club din provincie, Universitatea Craiova. Generații întregi au dus numele acestui club peste graniță, făcând din Universitatea Craiova, transformând numele Universității Craiova într-un brand internațional, într-o iubire pasională, declarată și afișată, fără niciun fel de rezerve, în toată România. Universitatea Craiova, echipa de fotbal, este, prin starea de spirit care a generat-o, prin demnitate, onestitate, fair play și mai mult de atât, printr-un dicton devenit celebru în an de zile, preferăm să murim în picioare decât să trăim în genunchi, a adus lângă acest mare club energie extraordinare, a creat un model de viață și în acest club s-au regăsit oameni care au sperat că într-o zi demnitatea, cinstea și onoarea vor fi emblema și punctele, formele de referință în conștiința fiecăruia. Cei care sunt aici, pe care i-am cunoscut, cu care am rămas prieteni, cei care
din nefericire nu mai sunt, au făcut istorie. Domnul profesor Dobescu a scris-o. Se află trei generații, cel puțin aici. Se află bunicii, între ghilimele, se află părinții și se află noua generație, se află copiii. Vreau să, să le transmit lor, copiilor, actuale echipe de fotbal, un mesaj din inimă, care cred că este, are rezonanță și în sufletele dumneavoastră. Trebuie să fiți mândri pentru ceea ce bunicii și părinții dumneavoastră, părinții voștri, au realizat. Să fiți mândri pentru că în CV-ul vostru, în momentul în care vă veți lăsa de fotbal, veți trece într-o altă zonă tehnică, administrativă, n-are importanță, să fiți mândri că ați jucat la Universitatea Craiova. Și așa cu voi trebuie să fiți mândri de ceea ce v-am lăsat, făceți-ne și pe noi, bunicii și părinții, să fim mândri de voi. Succesul Universității Craiova, mulțumesc tuturor și consider că ziua de astăzi este și la nivel spiritual, și la nivel energetic, și la nivel de mass media pe care o văd prezentă, o piatră, o bornă pe care am atins-o, iar ceea ce aveți voi de făcut noua generație este să ne depășiți pe noi. Dacă ne veți depăși, pentru că cei care au fost campioni în 74, în 83, în 91, noi vom fi cei fericiți. Vă mulțumesc! Bâdlan, generația 67. Fac parte din generația anului 1960, anii în care echipa era